Să se rezolve mulțimea numerelor reale, ecuația logaritm în baza 2 din radical din x plus 1 egal cu 1. Atenție, de câte ori avem radicali, logaritmi sau alte funcții ale căror domeniu este restrâns, vom pune condițiile de existență. Și anume, în primul rând, cantitatea de subradical trebuie să fie mai mare sau egală cu 0. Dar și radicalul, el însuși este componenta lui logaritm, deci radicalul, știm că întotdeauna cantitatea de logaritmat trebuie să fie strict mai mare ca 0. Ori, din prima, ne dă x mai mare ca minus 1. Din a doua, atenție, noi știm că radicalul întotdeauna este un număr mai mare sau egal cu 0, dar în acest caz trebuie să fie chiar mai mare strict ca 0. Prin urmare, acest x plus 1 trebuie să fie diferit de 0, ca să nu am radical din 0 egal cu 0. Adică x diferit de minus 1. Prin urmare, iată, aveam x mai mare sau egal cu minus 1, deci de la minus 1 spre plus infinit, dar x-ul, atenție, x trebuie să fie diferit de minus 1. Deci vom exclude această valoare. Prin urmare, rezultă în final că x aparține lui minus 1 până la plus infinit, interval deschis la minus 1. Și acum, haideți să rezolvăm problema noastră. Ce înseamnă că logaritm în baza a din b este un număr? C. Înseamnă faptul că a la puterea c egal cu b. Adică, în cazul nostru, radical din x plus 1 este 2 la a întâia. 2 la a întâia, o să scriu așa ca să-l vedeți. Adică, radical din x plus 1, deci egal cu 2, ridic la pătrat, x plus 1 egal cu 4, de unde rezultă x egal cu 3. Verificăm, acest 3 aparține intervalului nostru minus 1 plus infinit. Dacă 3 e pozitiv, minus 1 e negativ, da? Deci, adevărat. Deci rezultă soluția reală este, soluția finală, mă scuzați, este x egal cu 3.